Așa arată diminețile noastre de vineri cu Vlăduță după ce a luat cele mai bune ingrediente din piață și cu prietenii lui care întotdeauna îi sar în ajutor. Așa este, întotdeauna e bine să avem prieteni de bază, dar pentru că este vară și fructele abundă, mai ales în piețe, este indicat să începem să pregătim gemuri. Astfel, am o rețetă excelentă și anume pentru un kilogram de fructe, 500 de grame de zahăr gelifiant. Asta înseamnă că într-o cratiță punem un kilogram de fructe. Eu de data aceasta voi pregăti gem de zmeură, dar nu orice gem de zmeură, cu fistic, asta ca să fie puțin mai sofisticat. Corect. Și torn zahărul peste fructe. Este cât se poate de simplu, da? Îmi place norișorul ăsta care se formează, miroase foarte bine. Amestec, dau un clocot, doar 4, maxim 5 minute și o să am un gem excelent. Trebuie să adaug însă pe final și fisticul, dar ceea ce este foarte important, că nu petreceți foarte mult timp în bucătărie atunci când folosiți zahărul gelifiant. 2. Fructele își păstrează culoarea și proprietățile, vitaminele, rămân în proporție foarte mare în interior. În plus, ne bucurăm foarte mult de un gem absolut delicios. O să vă arăt puțin mai târziu cum arată și în borcan. Îl puteți face și cadou dacă nu-l păstrați în cămară. La vară, așa, cu un pahar de apă rece, când dau zorii, nu mai bem cafea, că ne deshidratează. Trecem la chestiuni mai serioase. Mulțumim, Vlăduț, le mulțumim și prietenilor tăi care țar veșnic. Mulțumim tare mult, Flavia. Vlăduț, facem bucătărie dulceață. Deja, uite, asta n-am prins niciodată de la tine, cu fistic. Fisticul e sărat? Fisticul nu este un fistic crud uscat. Este foarte important să nu fie sărat, pentru că atunci normal că ne schimbă gustul și este lucru pe care noi nu-l dorim. Așadar, pusă dulceața în borcan, da? Închidem borcanul cât se poate de simplu, da? Îl sigilăm. Ia uitați-vă ce culoare. Păi și lăsăm așa, nu trebuie să-l... Uite-te puțin ce culoare. Ele se fierb? Mai apoi? Se fierb? Nu. Nu mai trebuie să fierte încă o dată, pentru că în momentul când este dulceața fierbinte, sau mai precis, gemul este fierbinte, este foarte puțin, așa cum am spus la începutul emisiunii, este foarte puțin fiert, doar 4 minute. În momentul când îl închidem capacul și este fierbinte, se sterilizează automat. Aha, am înțeles. Ok, acum întotdeauna mai rămâne câte un pic. Așa. Și nu știm ce să facem. Nu știm ce să facem cu el. N-avem de un borcan. Ei bine, astăzi am o propunere, este vorba despre un cheesecake. Este un cheesecake însă tip, aș putea să spunem, parfait. Și putem să-i dăm acel efect marmorat care este absolut excelent. Punem așa un pic. Iar și apoi întindem pe toată suprafața. Întindem cu lingura. Este deja al doilea strat. A, la interior mai are unul. Mai are încă unul. După care completăm cu compoziția de cheesecake, care este preparată la rece. Da, este, am aici frișcă în cantități egale cu o cremă de brânză, foarte puțin zahăr, coajă de lămâie răzuită. Și asta este tot. Mulțumim tare mult, Vlăduț, pentru rețetă, dar mai ales pentru idei. Lucrurile simple îmi pare că sunt cele mai gustoase. Exact, cu cât ne complicăm mai puțin, cu atât ele sunt mai gustoase. Colegii mei, Bubu și Cusana, sunt pregătiți să primească informații despre nutriție, pentru că azi ești tânăr, mâine îți faci un plan alimentar. Am revenit în bucătăria lui Vlăduț, unde se muncește cu drag și spor. Avem ceva foarte sănătos. În raiul lui Vlăduț, să-i zicem așa. Ce este această... Ce-i trenulețul la fericire? Chiar, da, chiar așa arată. Se vede efectul marmorat. Deci am folosit, aș putea să spun, restul de gem care mi-a rămas de la gemul acela foarte bine colorat și foarte, foarte rapid preparat. Și m-am gândit eu să prepar și un cheesecake parfait. Doamne, ce bine te-ai E așa? Parfait, arată parfait. Nu-i așa? Da. Sau cum se zice, e parfum, la gust, e parfum. Ia uitați-vă ce bine arată. A stat doar 2 ore la congelator, însă am să-l mai las o jumătate de oră să se stabilizeze, am să-l răstorn. E bine o jumătate de oră. Am să-l glazurez pentru că mi-a mai cum rămas să de oră. Răstorni, asta va deveni practic. Asta e baza. Baza. Eu puteam să așez un strat de biscuiți. Ai fundația? Da, asta baza, baza. Baza trebuie să fie un pic crocantă, nu? Oh, da, corect. Așa. Am să-l răstorn,
iar după aceea am o glazură foarte simplă din zmeură, preparată din zmeură, la blender cu puțină lămâie și foarte puțin zahăr, pentru că trebuie să fie ușor acrișoară. Și dacă o ținem un pic la frigider, în momentul când turnăm peste înghețata, care are minus grade, da, clar, acesta se întărește un pic și învia, îmbracă înghețata într-un gust savuros. Foarte frumos. Când zilele bune o să iau la pachet, cred că. Normal. Tu la pachet de obicei. Da, chiar mai țin minte. Mai țin minte, Flavia. E ciudă. Nici tu nu iei, păi tu nu iei că mănânci. Ce să mai iei, că ți-ai mâncat porția. Auzi, ții minte, Flavia, apropo că astăzi este Ziua Internațională a Ciocolatei. Da. Ții minte că tu ai fost îmbrăcată în ciocolată complet? Serios? Da. Ca cu când? Da. Era ciocolată, ciocolată? Era ciocolată, ciocolată, ciocolată. Da. Și eram într-un costum de baie și eram plin de ciocolată și... Da. Fă-ne și pe noi, domnul Vlăduță, fă-ne și pe noi! Cu mare drag! Pitici de grădină de ciocolată! Cu mare drag! Îți mulțumim frumos, Vlăduț! Arseniu și Tima au piesă nouă, Rupe în Mexic, în Italia și în Spania, a intrat pe radio, o ascultăm și noi și ne spune el povestea. Haide! Mulțumim tare mult, Bogdan! În bucătăria lui Vlăduț s-au petrecut niște lucruri ca în ziua de vineri. Ziua de vineri este ziua deserturilor de 15 ani. Și Vlăduț face clar cele mai bune deserturi din lume. A zis cineva altceva? Nu. Eu clar nu. Corect. Ba chiar avea prăjiturile, Flavet. Da, exact. Vlăduț a făcut o prăjitură pentru fiecare parte. Exact. A început cu un gem, am început cu un gem de zmeură cu sâmburi de fistic. L-am preparat însă cu un zahăr mai special, cu un zahăr gelifiant. Lucru care m-a avantajat foarte tare pentru că l-am preparat foarte rapid, în doar 4 minute. Gemul meu își păstrează atât culoarea cât și proprietățile, dar și gustul. În plus, a fost și o sursă de inspirație pentru a prepara și alte prăjituri. Cum, de exemplu, am preparat acest cheesecake parfait, pe care vreau să presar încă puțin fistic, pentru că nu e așa, trebuie să fie cu aceleași ingrediente și multe alte prăjiturele. Deci și o sursă minunată pentru alte prăjituri. Mulțumim tare mult, Vlăduț, o idee nemaipomenită, mai multe detalii pe canalul nostru de YouTube sau pe Antena Play, depinde ce aveți acasă și folosiți pentru acest moment. Un weekend liniștit, da, de colecție. Aveți de colecție, da. Cu gașca Vesele vă întâlniți duminică de la ora 9, când bubuială, nu? Ce distracție când nu sunteți dumneavoastră acasă. Mamă, stai. Ce urlă în cască, mai încet. Da, mai încet, patru. Da, am auzit că vorbiți toți deodată. Da. Albă ca zăpada și ceilalți 19 pitici sunt pe aici duminică. Luni să ne revedem sănătoși de la ora 8. Care mai scapă? Duminică mergem să ducem un păgân și să aducem acasă un creștin, pe micuțul Elis, care e în stare, vine și luni. Care nu? Cala rovine în câmpii. Mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare. Zi frumoasă să aveți.